decolorarea pasiunilor, îndulcirea instinctelor și întreaga diluare a sufletului modern ne-au dezvățat de mângâierile furiei și ne-au slăbit vitalitatea gândirii din care emană arta de a blestema. Shakespeare și Vechiul Testament ne prezintă oameni față de care suntem maimuțe înfumurate sau domnișori discreți, ce nu știu să-și urle în spațiu durerile și bucuriile, să provoace natura sau pe Dumnezeu. Iată unde au dus câteva secole de educație și de prostie savantă. Pe vremuri, muritorii strigau, astăzi se plictisesc. Explozia cosmică a conștiinței a fost înlocuită cu intimitate. Rabdă și crapă. Este deviza pentru distinția omului modern. Distinția, asta e superstiția unui gen corupt. Dar încordarea spiritului cere un anumit nivel de barbarie, fără de care se moleșesc arcurile gândirii, un vulcanism ce nu trebuie domolit decât în lașități voite. O idee să se rostogolească în avânturi de im, cu o vrajă de delir sau de fatalitate, așa cum se întâmplă în incandescența blestemelor, aceste limbi de foc ale spiritului. Modernii sunt călduți, prea călduți. N-a bătut ceasul să învățăm iubirea și ura ca dimensiuni de natură în suflet? Blestemul este o provocare nemăsurată și el crește în tărie cu cât se îndreaptă înspre nemăsurat. Obiectivul lui final e doar incomensurabilul. După ce vorbele au pus la zid un individ, un neam sau natura, sfârșești cu furia spre cer. Blestemul e atașare de viață prin aparențe de distrugător, un fals nihilism. Căci nu tuni și fulgeri, decât dintr-o poziție absolută într-o valoare. Iov iubește viața cu o pasiune bolnavă, iar regele Lir se sprijină în orgoliu ca într-o zeitate. Toți profeții Vechiului Testament se înfurie în numele a ceva, în numele poporului sau al lui Dumnezeu. Și în numele nimicului poți azvârli blesteme, dacă aderi la el dogmatic. O dezlănțuire necruzătoare și incendiară, un absolut în ton direct, o năvală de distrugere, cu o certitudine mărturisită sau nu, că în dosul exasperării se ascunde o credință sau titanismul eului, pentru furia blestemării, ca atare, puțin importă. Nivelul sufletului, înălțimea de pasiune a unei ființe, iată totul. Căci în sine, blestemul nu-i decât un dogmatism liric. Să calci peste deliciul de a muri zilnic în tine, să împarți în doi povara ființării, să ai un vecin pentru decepții. Femeia comercializează neînțelesul, iar în căsătorie, vinzi porții de singurătate și blestemul ființării devine marfă. Sursa nefericirii în dragoste e teama de a fi iubit, voluptatea singurătății întrecând îmbrățișările. Femeia nu pleacă de bunăvoie, ci simte prea bine pata de luciditate pe înșelăciunea leșinului dublu. Ce e drept, niciodată ea nu va înțelege cum un om poate fi practicant al nefericirii și nici în ce fel prezența ei vatămă perfecțiunea izolării. Ea totuși trebuie să se ducă, să se ducă. Și după ce a plecat, îți dai seama ce mare eroare e viața cu ea și fără ea. Dacă ai putea muri lumii în umbra femeii, dacă parfumul ei ar fi emanație de melancolie pentru adormirea unei inimi, smulță pământul. Există dezlipiri de lume care te năpădesc subit, ca adieri mortale și în care înțelepții îți par biete veverițe, iar sfinții profesori ratați. Cheia pentru inexplicabilul soartei noastre este setea de nefericire, adâncă și tainică și mai durabilă ca dorința zvăpăiată de fericire. De-ar predomina aceasta, cum am lămuri îndepărtarea vertiginoasă de rai și tragedia ca o condiție firească? Istoria întreagă e proba limpede că omul nu numai că n-a fugit de chin, dar i-a născocit mreje pentru a nu scăpa cumva din vraja lui. Dacă n-ar fi iubit durerea, n-ar fi avut nevoie să născocească iadul, utopia a suferinței.
și dacă a preferat uneori cu mai multă ardoare raiul, a făcut-o pentru fantasticul lui, pentru garanția de irealizabil, o utopie estetică. Evenimentele istoriei ne arată însă clar ce a luat el în serios. De mult nu mai trăiesc în moarte, ci în poezia ei. Te topești așa într-un flux mortal, sălășluind visător în delicată agonie, vrăjit de miresme funebre, căci moartea e un delem ce se prelinge pe spațiul nevăzut al lepădării noastre de lume și ne învăluie de o amânare plăcut dureroasă a stingerii, pentru a ne sugera că viața e un final virtual și devenirea potențialitate infinită de sfârșit. A suferi e modul de a fi activ, fără să faci ceva. În mod corect, nu te poți întreba ce este viața, ci ce nu este. Dorul de moarte începe ca secreție obscură a organismului și sfârșește într-un leșin de poezie. Stingerea voluptoasă de fiecare zi e o adormire a sângelui și această adormire e tristețea însăși. Numai după ce ai suferit pentru toate lucrurile, ai dreptul să-ți bagi joc de ele. Cum o să calci în picioare ce n-a fost chin? Sensul universalei ironii. Gustul singurătății nu își află o împlinire mai deplină ca în dorința covârșitoare de moarte, care, mărindu-se peste rezistențele noastre și noi neputând muri, devine, prin reacțiune, o revelație a vieții. Cum aș putea să uit că sunt, când excesul morții mă dezleagă de moarte? Voi descoperi viața în plinătatea ei când voi începe să gândesc împotriva mea, când nu voi mai fi de față în niciun gând. La început socotești moartea realitate metafizică. Târziu, după ce ai gustat din ea, după ce te-a înfiorat și te-a strivit, o înlocuiești prin sentimentul ei. Vorbești atunci de frică, de neliniște și de agonie și nu de moarte. Astfel se face trecerea de la metafizică la psihologie. Lumina mi se pare tot mai străină și mai departe. O privesc și mă cutremur. Ce să caut prin ea când noaptea-i o auroră de gânduri? Dar priviți, priviți lumina, cum foșnește și cum cade în zdrențe, de câte ori ești surpat de tristeți. Doar ruina zilei ne va ajuta să ridicăm viața la rangul de vis. Dulceața morții să fie altceva decât un maximum de irealitate? Și aplicarea spre poezie, altceva decât topire în fantomat? E atâta voluptate muzicală în dorul de moarte, că ai vrea nemurirea numai pentru a nu o întrerupe. Sau de a găsi un mormânt în care să continui, să mori nesfârșit în dorul de a muri. Căci nici un amurg marin și nici o melodie terestră nu pot înlocui creșterea destrămată și poezia evanescentă a muririi. Nicăieri mai mult ca în paturile veche ale hotelurilor provinciale sau în priveliștea brumată a bulevardelor, nu ești mai legănat de sugestiile stingerii și mai dispus să guști dintr-un moment final. Prin moarte devine omul contemporan cu sine însuși. Ca să nu te plictisești, trebuie să fii sfânt sau dobitoc. În așa măsură, vacanța esențială a conștiinței definește soarta omului. Plictiseala e un fel de echilibru instabil între golul inimii și golul lumii. O echivalență de vid care ar însemna împietrire, de n-ar fi prezența secretă a dorinței. Iluminarea și îndobitocirea, una prin plus și alta prin minus, se așează în afară de soarta omului și deci în afară de posibilitățile plictiserii. Putem fi noi însă absolut siguri că sfinților nu le e urât uneori în Dumnezeu și că dobitoacele, așa cum le trădează privirea lor vacantă, nu simt nimicul neștiinței lor? Omul nu-și poate târî toată viața în plictiseală, deși aceasta nu e o boală, ci o absență de intensitate. Golul consecutiv unei suferințe sau amintirea rece a unei nefericiri. Curgerea tăcerii căreia nu-i putem proiecta un conținut, insensibilitatea erotică și regretul de a nu o învinge,
Sunt stări ce alcătuiesc degradarea conștiinței și care succed unor emoții intense, ce nu le mai putem atinge. Nu te doare nimic, dar ai prefera un chin precis vagului de neliniște. Însăși boala este un conținut și unul substanțial, față de indiferența apăsătoare și tulbure a plictiselii, în care te simți bine, deși răul unei boli sigure e preferabil. Orice chin e regretat pentru precizia lui. Boala e ocupație, plictiseala nu. De aceea seamănă ea unei eliberări, de care am vrea să scăpăm. Acesta e paradoxul plictiselii, de a fi o absență și de a nu putea fi exterior ei. Față de boală, o sănătate insuportabilă, iritantă, un bine surd și monoton și care nu e grav decât pentru impresia de neterminabil, de infinit vulgar. O însănătușire ce nu se mai gată. Plictiseala? O convalescență incurabilă.